dacă vă întrebați ce mai fac Ada și Sebi, vă spun că sunt foarte bine. Au rămas în spatele rețelelor de socializare și își trăiesc povestea de iubire. a are un mesaj și sună cam așa. Pentru că sunt întrebări despre noi, vreau să vă spun că fericirea suntem noi și suntem un întreg în spatele rețelelor de socializare. Vă mulțumim în continuare pentru mesajele voastre. Am văzut că ADA a început un nou proiect. Trebuie să vă uitați pe pagina ei de Instagram. Are un nou proiect la care lucrează pentru petreceri private, copii. Trebuie neapărat să vă uitați acolo că nu mai știu foarte bine detaliile. E profit de această ocazie pentru că am văzut această postare la Ada. Vedeți că are undeva aici sus, este un ripost, adică Ada a postat acest lucru, iar pagina respectivă, mireasa.fp, a preluat postarea și a mai scris un mesaj Adei, iar Ada a repostat-o. Ideea este alta. Vreau să vă spun că îmi place foarte tare pagina aceasta, o găsiți pe Instagram, trebuie să vă uitați după culoarea siglei Mireasa, pentru că știți că sunt foarte multe. Îmi place pagina aceasta și eu nu știam de foarte mult timp, cred că de vreo lună și ceva. ceva am descoperit-o. O mie una am două stare de bine. Dacă aveți dispoziție și vreți să vă uitați, chiar vă rog să o faceți. Îmi plac foarte mult postările de pe această pagină. A, și să vă povestesc o fază haioasă. Știți că am pus acele vloguri cu Miruna, acele live-uri de ale ei din noaptea aceea cu Miruna și mă uitam, nu știu, a doua zi, cred. da și eu scroll pe Instagram să văd ce mai e și au apărut postările de la această pagină. Și într-una dintre postări era o poză cu canalul nostru și un vlog dintre acela de-a lui Miruna. Și eu mă uitam că mi se părea cunoscut așa, adică părea... Ați văzut că eu încerc un pic să le diferențiez faț față de restul canalelor de pe YouTube și le mai pun mici chestii care uh, aparțin așa, de ce simt eu. Și mă uitam, mi se părea mie cunoscut, dar nu credeam. Bă, stai în primul mare postat, adică mi-a pus poza de la canal pe pagină. Mă uitam așa, parcă nu-mi venea să cred. Și da, era o parte dintr-un live uh, repostat uh, pe această pagină. M-am bucurat foarte tare să, să văd. Nu am mulțumit pentru că pe Instagram uh, intru de pe contul meu personal și știți că eu țin la identitate și atunci nu mi-am permis să mulțumesc, dar uh, o fac acum prin intermediul acestui vlog. Mulțumesc din suflet! Contează foarte mult uh, să vezi că munca îți este apreciată și că mai sunt oameni care gândesc ca și tine, care văd lucrurile, nu știu, în aceeași direcție, așa cum le văd și eu. Este, este o bucurie, deși nu mă așteptam să simt așa, nu știu, vreun sentiment. Dar chiar este o bucurie să vezi astfel de repostări. Nici nu știu cum se numesc, credeți-mă că eu sunt praf cu cu tehnologia, cu tot ce a apărut nou în ultima perioadă, încerc să mă păstrez cât mai, cât mai pe clasic, ca să spun așa. Și mă scuzați, ne-am întâlnat să vorbim despre Ada și Sebi, sunt foarte bine, sunt împreună, ambii muncesc, a, a, Ada are un nou proiect și îl găsiți la ea pe pagina, dacă nu îl găsiți, îmi cereți în comentarii și am să vă dau date, linkuri. uri ca să vă direcționez unde trebuie.